Salutare, bine ați venit din nou pe lecțivideo.ro Haideți să ne uităm astăzi la un circuit care poate să fie util uneori când vrem să efectuăm o redresare dublă alternanță sau poate chiar și mono-alternanță de precizie a unui semnal. și atenție că în video de față vorbim despre un semnal, adică un curent electric care pentru noi are Valoarea de informație da? transmite o anumită informație. Nu este un curent care alimentează un anumit circuit ca să-l facă să funcționeze, ci un curent care ne oferă o anumită informație. Da? Acesta este semnalul ca o definiție scurtă. În trecut am mai discutat despre redresare mono și bialternanță de mult de tot când învățam despre dioda redresoare, însă nu vom discuta despre acea metodă de redresare. De ce? Fiindcă um, aceea este menită în principal uh, circuitelor de alimentare. Deci, atunci când avem parte de curenți de alimentare, nu semnale electrice și în al doilea rând fiindcă uh, diodele au acea cădere de tensiune specifică, Ce este și în funcție de curentul care trece prin ele cu cât curente mai mare cu atât căderea este mai mare și atunci cu ele nu putem realiza un circuit uh, redresor uh, de precizie care să ne dea... Um, exact să, să reproducă fidel la ieșire tensiunea de la intrare doar că redresată. Trebuie să folosim alte metode. O să fie cumva un video N-aș putea spune în continuarea celui de ieri, dar are legătură un pic și cu video de ieri, 11 mai, intitulat Fenomenul de saturație la amplificatoarele operaționale deci e recomandat să îl fi văzut pe acela înainte de asta, nu e musai, dar e recomandat. Ceea ce este musai este să vă fi uitat înainte la videole despre amplificatoare operaționale și să înțelegeți cu ce se mănâncă un amplificator operațional. Sau, mă rog, nu neapărat să vă fi uitat la video dar trebuie să știți asta. Poate ați învățat din alte surse. Fiindcă în video de față o să vă arăt două scheme în care folosim amplificatori operaționale. Da. Și bineînțeles că dacă nu înțelegeți cum funcționează această componentă, nu o să înțelegeți circuitele. Bun, deci ce vrem noi să realizăm concret? Și haideți să pornesc la drum cu un grafic. Să spunem că uh, avem un semnal, în cazul nostru un semnal triunghiular, că e mai simplu să-l vedem pe ecran, uh, care are, să zicem, plus minus un volt. A, deci, 2 volti vârf la vârf, sau, altfel spus, tensiune de 1 volt de vârf. Uh, în circuitul nostru, practic, uh, acest semnal este dat de o sursă de tensiune configurată astfel încât să să ne dea acest semnal triunghiular cu timp de creștere 500 de microsecunde, descreștere tot 500 de microsecunde. Deci, pe ansamblu, semnalul se repetă la o milisecundă, altfel spus are o frecvență de 1 kHz și, mă rog, o oarecare amplitudine pe care o putem defini de aici, din foaia de lucru. Bun, și mai avem două surse de tensiune simetrică de 15V, fiindcă am folosit uh, amplificatoare operaționale uh, LM358 sau, mă rog, LM324, din punct de vedere electric sunt identice și astea pot să lucreze cu maxim 18V, așa că eu am ales 15V, fiindcă o să vreau să, să pot să mă duc până până pe la 10V în alte circuite pe care le proiectez și pentru care îmi trebuie aceste redresoare. Bun, deci asta așa ca o plecare. Bun, deci ce avem noi? Avem semnalul ăsta triangular da? și vrem să-l redresăm. Fie mono fie dublă alternanță depinde de cum avem nevoie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toată porțiunea asta de sub 0 V, între 0 și minus 1 în cazul de față, noi vrem să ori să, să dispară și să fie o linie dreaptă la 0 atunci când avem redresare monoalternanță, ori din potrivă să, să, se rotească cu ghilimelele de rigoare și să apară în partea pozitivă. Da? Uh, cum ar veni, nu știu dacă există uh, funcția mod, haideți că există. Uh, A, ah, da, nu, funcția mod înseamnă altceva în. Uh, uh, sau absolut, de fapt. Da, <coughs> deci de la semnalul acela triangular uh, de 1 kHz care uh, ajunge până la minus 1V noi în final vrem să obținem ceva de genul ăsta. Un semnal tot triunghiular, dar care este, care basculează numai între, variază numai între 0 și 1 volt. Sau, mă rog, orice altă valoare, dar pozitivă. Nu vrem să avem deloc valori negative, fiindcă, să spunem, avem nevoie mai departe în restul circuitelor numai de valori pozitive. Da, și atunci trebuie să folosim un circuit care să ia semnalul ăsta și să l convertească în ceva am arătat mai devreme. Um, e, e destul de clar poate nu foarte intuitiv, dar e destul de clar că trebuie să folosim niște amplificatoare operaționale. Nu putem să folosim doar niște simple, ce puțin dacă vrem rezultate de precizie pe ieșire, nu putem folosi doar niște simple componente discrete, gen tranzistoare și diode simple, fiindcă ele nu prezintă linearitatea uh, dorită. Trebuie să folosim un amplificator operațional, fiindcă în felul ăsta uh, putem să Putem să gândim toată problema mult, mult mai ușor da? În esență oricum noi vedem amplificator operațional ca o componentă discretă, chiar dacă el este un integrat Și cea mai simplă variantă ar fi să ne gândim în felul următor Păi noi nu ne deranjează semialternanța pozitivă Ne deranjează semialternanța negativă da? Fiindcă aia nu mai vrem să fie negativă, vrem să fie pozitivă Bun, ce putem face cu un amplificator operațional? Momentan ne uităm doar la schema din partea de sus da? Ignorăm schema din partea de jos, o să ajung imediat și la ea Păi putem să punem un amplificator operațional care să Să aibă factor de amplificare 1 deci să nu atenueze și nici să nu amplifice semnalul, dar să-l punem în configurație inversoare. Adică în momentul în care avem tensiuni negative pe intrare, amplificatorul sta operațional să le inverseze și să ne dea aceeași valoare, dar ca tensiune pozitivă pe ieșire. Bun, dacă am pune doar cele două rezistoare specifice amplificatorului inversor, Amplificatorul operațional va inversa toate semnalele de la intrare și semnalele pozitive vor ajunge să fie negative, un lucru pe care noi nu-l dorim. Și atunci, ca să-l forțăm să funcționeze numai pe partea negativă, la ieșirea lui punem o diodă redresoare. Mă rog, ar putea fi și de altă natură, dar în general folosim diode redresoare. Și punem o diodă redresoare cu catodul spre ieșire, anodul spre ieșirea amplificatorului operațional, da? catodul spre ieșirea circuitului și rezistorul ăsta de feedback uh, îl legăm după diodă. În felul ăsta, dacă avem tensiuni negative pe intrare, amplificatorul va trage, își va trage el ieșirea lui în sus, dioda asta va intra în conducție punct, și în momentul în care punctul ăsta Fiindcă astea două rezistoare sunt egale, în momentul în care punctul ăsta se va afla la aceeași tensiune ca cea de intrare, dar cu sem pozitiv, um, fiindcă intrarea plus a amplificatorului operațional este legată la masă, um, în momentul ăla și intrarea minus se va afla la potențial 0, se ajunge la echilibru și în felul ăsta amplificatorul operațional ne va da pe ieșire da? valoarea de la intrare, dar cu semn schimbat fiindcă valoarea e negativă, pe ieșire vom avea o valoare pozitivă. Bun, în momentul în care amplificatorul are valoare pozitivă, o tensiune pozitivă pe intrare, el va încerca să tragă în jos um, ieșirea și, mă rog, își va trage propria lui ieșire în jos, în partea negativă, dar, fiindcă aici avem această diodă și ea se va afla în polarizare inversă, ea va bloca uh, trecerea oricărui curent și atunci noi pe ieșire vom. Uh, practic, în, în, în momentul ăsta amplificatorul nu va mai influența cu nimic acest punct de ieșire final. Și aici uh, vom avea aceeași tensiune ca la intrare, fiindcă de la intrare curentul va putea trece prin rezistorul de intrare plus rezistorul de feedback și să ajungă la ieșire. Și în felul ăsta am avea o redresare dublă alternanță relativ simplă, dar avem două probleme și o să vi le explic imediat. În primul rând, avem problema că circuitul nostru um, Practic pe valori pozitive de tensiune de la intrare, orice impedanță a circuitului pe care noi îl conectăm la ieșirea acestui circuit va trage în jos tensiunea de ieșire, fiindcă va încărca circuitul nostru și practic pe ieșire în, în semi semialternanța pozitivă vom avea valori mai mai mici. Dar haideți să, haideți să vă arăt da? cu roșu semnalul de la ieșire da? și vedem că s-a realizat cum necum o, o um, redresare dublă alternanță de o precizie destul de bună, în sensul că vârfurile da, um, sunt tot la un volt. Haideți să dau un zoom. Vârfurile sunt tot la 1 volt, nu avem parte de acea cădere de tensiune pe diodă, fiindcă amplificatorul operațional o, o compensează el. Dar, după cum am spus, dacă pe ieșire avem o impedanță relativ mică, comparativ cu cele două rezistoare, acest lucru va crea probleme, fiindcă pe semialternanța pozitivă, vârfurile noastre a semnalului redresat, nu uh, vor fi la fel de mari, ci vor fi mult mai mici și vor depinde exclusiv de această impedanță. Am pus aici un rezistor pe care momentan l-am dezactivat, dar dacă îl activez na, și îi dau aceeași valoare ca aceste două rezistoare, practic avem uh, format un divizor rezistiv care pe ieșire nu va putea avea o tensiune mai mare de o treime din tensiunea de la intrare pe semialternanța pozitivă. Semialternanța negativă nu are probleme fiindcă pe semialternanța negativă intră în funcțiune amplificator operațional care trage efectiv în sus ieșirea lui și implicit și punctul de ieșire al circuitului. Da? Și de asta vedem că atunci când avem valori negative pe intrare, intrarea fiind cea cu albastru, pe ieșire avem valorile pozitive redresate, da? și care a, practic au aceeași valoare, ating aceeași valoare, nu, nu avem parte din nicio cădere de tensiune, nicio atenuare, nici nimic. Problema apare aici pe semialternanțele pozitive unde, repet, nu mai intră amplificatorul operațional în funcțiune. Bun, hai să zicem că problema asta s-a rezolvat punând încă un amplificator operațional buffer pe ieșirea acestui circuit. În momentul ăla noi aici am avea o, o impedanță extrem, extrem de mare, nu știu, de ordinul a 100 de mega sau ceva de genul ăsta și aia e, s-a rezolvat treaba. Da? problema mai mare este cea de-a doua și anume dacă ne uităm noi pe grafic aici Vedem niște mici imperfecțiuni da? <laughs> Mă rog, mici <laughs> Vedem niște imperfecțiuni care sunt în, pe alocuri destul de mari Vedem niște mici imperfecțiuni aici Deci cu roșu este tensiunea de ieșire Cu albastru este cea de intrare Hai să spunem că poate astea nu ne deranjează chiar atât de mult Dar vedem niște imperfecțiuni mai mari aici la trecerea dintre semialternanța pozitivă și cea negativă a semnalului de intrare. Um, vedem că până, până la un moment dat um, semnalul pe ieșire este lăsat să, să scadă sub valoarea de 0V până la un moment dat când. Circuitul își dă seama că ar trebui să înceapă să funcționeze și începe brus și funcționează și practic avem acest răspuns care mm, e cam deranjant. Uh, și se, se manifestă cu pregădere la frecvențe mai mari, dar mă rog, asta poate să o chestie relativă. Până la urmă, un kilo nu este neapărat o frecvență mare. Depinde de ce... Uh, Depinde de ce aplicații avem noi, ce necesitate vrem să satisfacem, depinde de ce circuit construim practic și ce scop are circuitul nostru astea sunt niște probleme aceste neliniarități sunt probleme care apar datorită faptului că în momentul în care avem tensiuni pozitive pe intrare, amplificatorul operațional se va afla Mă rog, anumite tranzistoare din el se vor afla în saturație. Fiindcă el cu ieșirea va, va încerca să tragă de ieșire uh, în jos de tot la, până la valoarea minimă, și fiindcă um, dioda asta blochează orice trecerea curentului și intrările nu mai sunt controlate de ieșirea amplificatorului operațional, el ajunge să-și să atingă punctul minim și să stea acolo cât stă și în felul ăsta practic intră în saturație și așa cum am vorbit în video anterior, asta e un lucru rău fiindcă în momentul în care noi vrem să scoatem din saturație amplificator operațional, el nu va putea să facă asta instant, va avea nevoie de un timp în care acele tranzistoare să iasă din saturație și să renceapă să funcționeze în regim liniar. E, asta vedem noi practic aici, această întârziere, că în mod normal ar trebui să avem o linie așa, o diagonală care pornește din punctul ăsta de 0 și merge așa. E, durata asta de, de timp, de circa 45 de microsecunde, se datorează efectiv acestui fenomen de de saturație și nu avem ce să-i facem decât să, să controlăm funcționarea amplificatorului operațional astfel încât el să nu mai intre în saturație. Adică tranzistoarele lui să nu mai intre în saturație deloc și, practic, să, 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 să se păstreze în regimul ăla de funcționare în care poate să, ră, poate să răspundă rapid la orice schimbare a tensiunilor de pe intrare. Cum facem asta? Păi, destul de simplu, mai punem o diodă aici. Da? Și o să mai iau o diodă redresoare și o să o pun aici, <coughs> între intrarea minus și ieșirea directă a, a amplificatorului operațional. De ce? Fiindcă în felul ăsta când pe intrare sunt valori pozitive, um, ieșirea va tinde să meargă în jos, va fi trasă în jos, dar nu va reuși să ajungă la minimul absolut, la, la limita minimă, um, fiindcă dioda asta va începe să intre în conducție, și undeva, când pe ieșire va fi o tensiune doar cu o cădere de tensiune mai mică decât pe intrarea minus, se va ajunge la un echilibru și ieșirea amplificatorului operațional va fi păstrată acolo. Amplificatorul nu intră în saturație și problema asta se rezolvă. Dar se creează o nouă problemă. Și anume... Faptul că nu mai avem o redresare dublă alternanță. Da? Așa cum vedem cu roșu, brusc problema cauzată de saturația transistorului, amplificatorul operațional s-a rezolvat. Da, aici avem, mă rog, mai avem o mică, foarte mică um, imperfecțiune, dar incomparabil mai mică față de, um, față de cea anterioară. Da, avem numai uh, 5 microsecunde de întârziere, care practic nu înseamnă mai nimic. Mai ales că am folosit un amplificator operațional foarte ieftin, deci nu, nu de performanțe ridicate. <coughs> Ideea e că, ok, uneori ne va ajuta să avem... Um, Redresare mono -alternanță. va fi suficient și apropo în, în momentul ăsta practic eu aici pot să am orice impedanță pe ieșire fiindcă nu, nu mai am problema că pe anumite valori se va realiza, se va forma acel divizor rezistiv, amplificatorul operațional va lucra în permanență astfel încât să, să compenseze Impedanța de intrare a următorului etaj funcțional. Da? Deci, și se rezolvă și problema asta. Dar, repet, practic, noi rămânem cu o redresare mono care uneori nu este de dorit. Da, este de precizie în continuare. Deci, repet, pe ieșire avem aceeași amplitudine, nu avem vreo pierdere datorită unei căderi de tensiune pe diode sau ceva de genul ăsta, dar este monoalternanță și trebuie să facem ceva, vrem să facem ceva ca să rezolvăm treaba asta și să avem dublă alternanță. Și atunci trebuie să efectiv să complicăm un pic circuitul, nu avem ce să facem, trebuie să mai adăugăm componente, nu, fiindcă asta e, nu avem altfel cum. Și ajungem la circuitul din varianta a doua, asta. A, în care folosim două amplificatori operaționale, iar primul este în esență identic cu cel din varianta anterioară, numai că inversăm diodele astea. Lucru pe care o să-l fac și eu acum doar ca să vă arăt ce se întâmplă când inversez diodele. Ambele, așa, da? dacă inversăm polaritatea diodelor din circuitul ăsta de sus, monoalternanță, practic realizăm redresarea monoalternanță, dar numai în celălalt sens. Da? Deci acum avem numai valori negative, nu mai avem valori pozitive deloc. Dar în esență conceptul este același, fix același. Ei bine, pe pe baza asta se pe, pe principiu asta se bazează cel de al doilea circuit, în care avem două amplificatoare operaționale inversoare, pardon, deci ambele inversează semnalul, faza semnalului, și asta e un lucru intenționat făcut ca să avem pe ieșire semnal în fază cu semnalul de la intrare și numai cu valori pozitive. Practic în prima parte avem, după cum ziceam, același circuit ca aici, în care obținem această formă de undă uh, redresare monoalternță numai pe partea negativă. Și apoi luăm semnalul ăsta și îl recombinăm cu semnalul de la intrare și îl trecem printr-un amplificator uh, printr-un încă un amplificator uh, inversor care să îmi combine cele două semnale. Da? Și în final obținem semnalul dublă alternanță. Haideți să vă arăt imediat, deci avem aici punctul ăsta intermediar pe care dacă îl activez e cu verde, da? vedem ce v-am arătat și mai devreme. Și um, ideea este că dacă înmulțim cu doi amplitudinea de aici și la ea adăugăm uh, amplitudinea semnalului de la intrare, care întotdeauna va fi în antifază, fiindcă ăsta e amplificator inversor. Da? Vom obține uh, în final semnalul nostru uh, ce să vă arăt, da? uh, cu galben mă rog, se vede un pic mai greu, dar uh, cu galben este semnalul redresat dublă alternanță, dar pe partea negativă, nu mai pe partea negativă. Și mă rog, e și decalat cu 100 de milivolți ca să să-l vedeți clar, că dacă s-ar suprapune peste celelalte nu l-ați mai vedea. Da? Și Ultimul amplificator operațional nu numai că îmi combină aceste două semnale, dar mai realizează și inversarea de fază. Fiindcă este amplificator inversor, Da, semnalele lui îi intră în intrarea minus, intrarea plus, ca și la primul amplificator, este conectată la masă. Da? Ignorăm momentan această mică tensiune, o să vă explic imediat ce e cu ea. Considerăm deocamdată că sunt ambele legate la masă, deci ambele amplificatoare sunt inversoare. Da? Deci dacă în punctul ăsta, în intrarea minus, uh, intră semnalul ăsta care e cu galben și care la mine e calculat matematic, uh, o să-l dezactivez și o să activez ieșirea lui, da? ieșirea finală are acel semnal, dar inversat care are numai valori pozitive, da? cu MOV în cazul nostru. Și în felul ăsta s-a realizat redresarea dublă alternanță cu circuitul ăsta. Toate, red, toate rezistoarele trebuie să aibă aceeași valoare, mai puțin rezistorul ăsta, dintre punctul acesta intermediar și intrarea minus a celui de-al doilea amplificator operațional, Rezistorul ăsta trebuie să aibă fix jumătate cât valoarea celorlalte. Valoarea nu este atât de critică, dar e important ca rezistorul ăsta să aibă jumătate din valoarea celorlalte, iar toate celelalte patru rezistoare să aibă valoare egală. Da? Bun, asta presupunând că pe noi nu ne interesează să amplificăm semnalul în niciun fel, ne redresează strict doar să l redresăm. Dacă am vrea să îl și amplificăm, ok, atunci ar trebui să recalculăm un pic valorile astea. Vă las pe voi să efectuați simulări și să vedeți ce valori vă trebuie dacă voi vă va trebui să și amplificați semnalul. Acum, circuitul ăsta se poate găsi și pe internet, ceea ce nu se găsește, din păcate, pe internet. Sunt detalii legate la... Legate de faptul că uh, rezultatul final va fi influențat de tensiunea de decalaj pe intrarea amplificatorilor operaționale. Uh, motiv pentru care am pus aici această tensiune negativă care să compenseze tensiunea de decalaj. Și de asemenea, uh, nu se precizează nimic uh, despre faptul că există o limită uh, a amplitudinii semnalului de intrare. Uh, pentru care noi putem să realizăm această redresare dublă alternanță sub acea limită, circuitul nu va funcționa datorită diodelor. Diodele nu vor avea suficient curent um, încât să, să poată să-și facă treaba, și se pare că amplificatoarele operaționale nu sunt în stare să compenseze acest fenomen. Și haideți să haideți să vă arăt. Uh, momentan am uh, un volt tensiune de vârf, dar hai să punem o tensiune uh, de 10 ori mai mică. Și o să vă arăt și uh, și uh, rezultate concrete pe osciloscop la sfârșitul videoului. Bun, la 100mV de milivolți, circuitul își face treaba destul de bine, numai că uh, problemele astea la, la trecerea dintre semialternanțe încep să devină din ce în ce mai mari relativ la întregul semnal, fiindcă semnalul se micșorează. Da? Uh, la 10mV, în schimb, Începem să avem, da, diverse probleme. Haideți să dezactivez a, valoarea intermediară că nu ne mai interesează, ne interesează doar valoarea finală, da. Vedem că atunci când avem semnale foarte mici și, și asta e din simulare, în realitate la 10 mili deja circuitul nu prea mai milivolți deja circuitul nu prea mai poate să facă față a, deloc. Dar chiar și în simulare vedem că la aceste treceri există probleme, ori intrăm în partea negativă cu câțiva milivolți, ori nu se ajunge deloc la zero. Da. Dacă ne-am duce și mai jos am vedea chestia asta și mai bine chiar și pe simulare. Deja practic nu mai putem avea niciun fel de redresare iar semnalul de la ieșire arată oribil comparativ cu semnalul de intrare. În fine, asta este, este un fenomen de care trebuie să fim conștienți și să înțelegem că un circuit de genul ăsta mai ales cu un amplificator de genul ăsta, poate cu amplificatoare mai bune ar putea funcționa mai bine dar cu amplificatoare de-astea foarte ieftine și vechi Um, există aceste limitări. Dacă aici nu aș fi pus nicio tensiune, aș fi conectat intrările plus direct la masă, așa cum face multă lume, um, rezultatul nostru ar fi decalat cu exact acea tensiune de decalaj pe intrare. Și exact asta vedem că vârfurile de sus sunt în timp ce vârful semnalului sunt la 10 mV, da, Că atât am configurat. Vârful de tensiunii de ieșire, semnalului de ieșire sunt pe undeva pe la 14 mV. Fiindcă aceste amplificatoare operaționale sunt configurate să aibă 2 mV um, tensiune de decalaj pe intrare. Și din moment ce avem două amplificatoare, fiecare cu eroarea, cu, cu acest decalaj propriu, ele se adună și avem cu 4 mV mai mult. Și ca să compensăm treaba asta, sigur, la, la, la valori mari de tensiuni, mă rog, mari relativ la mV, adică nu știu, când avem un volt, de exemplu, probabil că 2 sau 4 mV nu o să ne intereseze deloc. Probabil, nu știu, poate ne interesează, depinde ce facem cu circuitul. Dar la valori mici ale semnalului, cu siguranță o să ne deranjeze. Și atunci vom vrea ca aceste intrări plus să nu le conectăm direct la masă, ci să le conectăm la o tensiune de corecție. Da? O tensiune de decalaj invers care să compenseze tensiunea de decalaj amplificatoarelor. Asta se realizează foarte simplu cu un potențiometru, un divizor rezistiv, da? legat între borna pozitivă, borna negativă și îl reglăm până când până când reușim să compensăm această problemă. La mine în simulări am văzut că dacă pun minus 2,2 mV această tensiune de compensare, da, reușesc să am vârfurile semnalului de pe ieșire identice cu vârfurile semnalului de pe intrare. Sigur, îmi rămân celelalte probleme, dar măcar chestia asta s-a putut compensa. De asemenea, am spus că valorile acestor rezistoare nu contează atât de mult. Uh, contează uh, raportul dintre rezistorul ăsta și restul, care trebuie să fie fix jumătate din restul, dar chiar și valorile efective, uh, valorile absolute, contează un pic uh, în funcție de tensiunea de la intrare. Dacă semnalul nostru de la intrare este foarte mic, cum e aici 10 mili, uh, micșorând acest micșorând valorile tuturor acestor rezistoare, vom putea face ca circuitul nostru să, să funcționeze ceva mai bine, da? Fiindcă micșorând rezistența, practic permitem diodelor să aibă un curent mai mare și ele în felul ăsta sunt ajutate să funcționeze mai bine. Cu cât mărim rezistența asta cu atât uh, diodele vor înceta să funcționeze la tensiuni din ce în ce mai mari și atunci uh, tensiunea minimă practic de lucru va crește uh, sau pe ieșire la aceleași tensiuni mici de intrare vom avea semnale din ce în ce mai deformate. Da? Adică dacă e să, nu știu, să facem o comparație. Între, am pus 100 de ohmi, în prezent, valoarea acestor patru rezistoare și practic ăsta are automat 50 de ohmi, că e calculat automat. dacă fac un print screen și măresc, așa am făcut un print screen pe al doilea monitor, o să arăt imediat și să zicem măresc, nu știu, la 10 kg valoarea asta, practic o să-i dau diodelor curent mult mai mic el o să aibă o problemă și mai mare să, să-și facă treaba. Da. Uh, și vedem că, ok, niște vârfuri parcă s-au îmbunătățit în partea de jos, dar pe ansamblu uh, în partea de sus, în semialternanța pozitivă, lucrurile s-au schimbat și vârfurile astea nu mai ating valorile corecte da? deci în practic ne influențăm negativ circuitul prin punerea unor valori nu foarte corecte a acestor rezistoare. Și acum în încheiere haideți să vă arăt niște rezultate concrete. În condițiile în care aici am 1,5 kg și respectiv 752 valoarea acestui rezistor um, în realitate așa am semnal de 5V vârf la vârf pe intrare cel cu galben în cazul de față este semnalul meu de intrare și uh, atenție că linia de 0 pe semnalul de intrare este aici pe când linia de 0 pe semnalul de ieșire cel cu albastru este aici la a doua diviziune de jos. Da. A, vedem că la o tensiune relativ mare, 5V, lucrurile funcționează așa cum trebuie, avem parte de redresare dublă alternanță, corectă. La 1V vârf la vârf, adică plus minus jumătate de volt, de asemenea, lucrurile funcționează în continuare destul de bine. În schimb, la jumătate de volt începem să avem probleme. Jumătate de volt tensiune vârf la vârf pe intrare, adică plus minus 250 de milivolți. Vedem, la semnalul cu albastru, vedem că vârfurile semialternanței pozitive sunt mai mici, o să trag o linie așa, sunt aici și sunt practic de desubtul vârfurilor semialternanței negative. Deci vedem că începem să avem mici probleme și de asemenea semnalul de pe ieșire ajunge un pic foarte puțin și în, în, în partea negativă, doar un 20 de milivolți cu aproximație, ceva de genul ăsta, dar ajunge și în partea negativă un pic. Dacă scădem și mai mult, la 100 de milivolți, vârf la vârf, adică plus minus 50 de milivolți, semnal pe intrare, a, deja vedem că avem probleme destul de mari, așa cum am arătat și în simulări mai devreme. Avem... A, Vârfuri de 10 mV în partea negativă, și de asemenea diferențe mult, mult mai mari între vârfurile pozitive care aparțin semialternanței negative de pe semnalul de pe intrare și vârfurile care aparțin semialternanței pozitive. Iar cu cât scădem și mai mult, cu atât deja nu mai avem parte de niciun fel de redresare la 50 de mV vârf la vârf adică plus minus 25 de mV pe intrare uh, deci asta a fost plus minus 50 dar acum e jumătate plus minus 25 uh, de asemenea vedem 10 mV pe partea negativă vedem diferențe mult mai mari între vârfurile de semialternanțelor, deci deja nu mai, a, <laughs> circuitul nostru nu prea se mai poate spune că funcționează, iar aici nu mai funcționează absolut deloc. Avem 20 de mV vârf la vârf pe intrare, adică plus minus 10. Um, semnalul galben, cel de pe intrare, arată foarte murdar între ghilimele, fiindcă fiind o tensiune foarte mică, um, se, se, suprapun și se, se văd orice alte semnale parazite. Cu avem tensiunea de pe ieșire, și vedem că practic nu mai avem parte de niciun fel de redresare de nicio culoare. Avem parte numai de un semnal um, care este efectiv în antifază față de semnalul de intrare. Adică pentru vârfurile pozitive de pe intrare avem parte de vârfuri negative. Da. Deci se vede clar că există circuitul ăsta cel puțin cu amplificatoarele LM324 um, sau LM358 că, repet, la nivel intern schema este identică. Um, nu pot funcționa cu semnale chiar atât de mici. Deci pentru semnale foarte foarte mici, trebuie să vedem ce facem să, da, să folosim alte, alte amplificatoare sau, nu știu, poate să găsim circuite mai bune de redresare. E, e, un, e important de știut fiindcă din păcate nu o să găsiți această informație pe, pe internet vă spun, fiindcă eu circuitul ăsta l-am învățat de pe internet, dar nu scria nicăieri acest aspect. Toate experimentele făcute în articole sunt făcute cu tensiuni obișnuite, la care circuitele astea nu au probleme să funcționeze. Așa că asta este o, asta e o informație prețioasă, un bonus pe care vi-l dau eu care este rezultatul muncii mele. Bun, cam atât. O să vedem în curând la ce intenționez eu să folosesc acest circuit. Momentan, repet, este un circuit bun de pus în tolba cu circuite, să zicem așa. Și să știm când avem nevoie să realizăm acest lucru, această redresare, că putem să-l folosim. Bun, mulțumesc frumos pentru vizionare. Sper că ați considerat util și interesant. Poate dați un like sau poate vă și abonați la canal dacă vreți să vedeți mai multe videouri pe viitor despre electronică. Intenționez să fac în continuare cât de multe pot. De asemenea, mulțumesc celor ce sprijină într-o formă sau alta acest proiect. Nu uitați cei ce doriți și puteți, există cont de Patreon, link în descriere. Cu cât mai repede pot eu să cumpăr componente și aparatură de laborator, cu atât mai repede pot să studiez tot felul de circuite utile, de fenomene, să vin să vă explic teorie și nu numai și să vă fac pe ansamblu viața mai ușoară. Mulțumesc încă o dată! Ne revedem în curând la următorul video în care ne mai uităm la un circuit interesant și util. La revedere!